zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre căuci. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, ca și mine, și un invitat cu o energie debordantă. Cosmin Alexandru este decanul Academiei de Antreprenoriat, singura facultate de antreprenoriat din Europa de Sud-Est, care și-a deschis de altfel porțile recent la București. A ajuns în această poziție pentru că la bază este el însuși un antreprenor. A început în 1992 cu o companie de cercetare, pe care a vândut-o mai târziu grupului GFK. Pe care l-a reprezentat, de altfel, și l-a crescut în România. În 2012, a creat o companie de consultanță, Wanted Transformation, iar din 2013 predă cursul Să conduci cu o poveste la programul de executiv MBA al Școlii de Management Maastricht din București. Domnule Alexandru, bine ați venit în studioul RFI România. Ce povești spuneți dumneavoastră oamenilor? Se poate trăi din povești? Bine, v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație se poate trăi bine din povești adevărate. <laughs> Cred că una dintre problemele pe care le avem în conducere, că eu asta predau acolo cum să conduci prin povești, este că nu folosim poveștile astea adevărate în conducere și tindem să credem că mai degrabă cifrele, numerele, faptele, argumentele, astea mișcă oamenii. Am observat așa, în companie că, pe măsură ce urci în ierarhie, în posturi din ce în ce mai importante, oamenii pierd poveștile. Îți vorbesc, într-adevăr, despre cifre, planuri. Dacă te duci mai jos, mai auzi, așa, niște povești pe <coughs> la diversi angajați. Da, da, e, e foarte adevărat uh, și de înțeles, pe de-o parte, pentru că, pe măsură ce urci în ierarhie, uh, ești parte din corelații din ce în ce mai mari, din uh, cauzalități din ce în ce mai. Uh, tari, ca să zic așa, între rezultatele financiare și orice altceva se întâmplă în companie. Și atunci cumva trebuie să vezi cum anume ceea ce prezinți ca o poveste de succes sau de insucces are totuși un rezultat financiar. Da, e interesant, pentru că dacă stăm să ne gândim, poveștile fac parte din cultura companiei, deci o cumva companie, la sud înseamnă că se rarefiază cultura. O companie, la rigoare, nu e decât o colecție de povești. Nu, nu, e altceva. Niciunul dintre noi nu mergem să ne angajăm într-o companie pentru organigramă sau pentru job description sau pentru lucruri de felul ăsta, ci mergem pentru că am auzit de la cineva ceva o care ne-a făcut o poveste care ne-a făcut să vrem să lucrăm în compania respectivă. Da, într-un fel trăim într-o poveste. Conduceți la București Academia de Antreprenoriat. Iată și asta o poveste frumoasă. E vorba de singura facultate de, de antreprenoriat din toată Europa de Sud-Est. Ce mă învățați dacă mă înscriu la această facultate? De ce ați veni la, la dumneavoastră și mai duce la alții? De altfel, ați început chiar în acest an. Este anul de debut al acestei facultăți. E adevărat. Acum, așa, ca să fim foarte stricți, nu v-aș putea primi. <laughs> Cristian Nicolae <laughs> a îmbrășat în scrierea, da. s-a uitat <laughs> la tine <laughs> greu, Bran. <laughs> nu m-aș putea primi pentru că uh, e o facultate de adevăratele, adică e pentru absolvenți de liceu. Uh, ar trebui să aveți 18 ani din nou. Uh, și ce căutăm cu facultatea asta este să Uh, surmontăm așa un minus pe care educația antreprenorială îl are în România, în sensul în care toți antreprenorii pe care eu știu sunt antreprenori care s-au format uh, ei înșiși, ca să spun așa, uh, luând uh, singuri în piept toate dificultățile pe care le-au avut de întâmpinat. Uh, noi cu facultatea asta vrem ca pentru antreprenorii tineri, drumul de la o idee la un business sustenabil să dureze mai puțin, să coste mai puțin și să doare mai puțin. sună foarte frumos. spuneți că antreprenorii români în general s-au făcut ei singuri. Da, prin ei înșiși. Prin ei înșiși. Într-un fel e logic pentru că regimul comunist a căzut acum 25 de ani, cultura antreprenorială IOC în România și acestă, această, această cultură a trebuit practic reinventată și repede. Sunt avantaje și dezavantaje, bă, într-un în asemenea demers, într-un asemenea context. Care ar fi avantajele și dezavantajele când te faci tu singur antreprenor? Avantajele cred că sunt, sau principalul avantaj e că înveți repede și destul de temeinic, pentru că în momentul în care întâmpini o problemă și cum se e, ai o problemă, asta te face să înveți foarte repede. Dezavantajul e că învățând numai de la tine și din ce ți se întâmplă ție, în mare parte, procesul de învățare în sine e destul de lent. Noi ce încercăm e ca în grupurile astea, în grupele de studenți de câte 15-18 studenți, ei să învețe nu doar din ce fac ei în businessurile lor, dar să învețe și din ce fac ceilalți 14 deci în businessurile lor, care sunt de aceeași vârstă cu ei la același nivel cu ei, cu aceleași preocupări cu ei. Adică să aibă învățare accelerată la care în mod obișnuit un antreprenor nu are acces. El are acces la ce face el și eventual ce mai fac doi, 3 pe care îi știe și îi întreabă din în când în când câte ceva. Aici e un format ăsta în care în fiecare zi oamenii învață unii de la alții și la noi în formatul nostru fără profesori învață mai mult unii de la alții decât ar învăța de la profesori. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Noi predăm aici un curriculum în parteneriat cu o facultate din Olanda, Team Academy, care este prima facultate care deține un BBA în antreprenori din Europa. Adică e inovativă nu doar pentru România, ci chiar pentru întreaga Europa și, într-adevăr, pilonul central în procesul de învățare acest Team Coach care e cumva responsabil nu de ce învață studenții, ci de cum învață studenții. Adică el se ocupă de procesele de învățare din interiorul echipei, în așa fel încât experiențele fiecăruia să poată să fie de folos tuturor. Nu avem profesori, avem experți antreprenori, adică antreprenori care au făcut bine ceva la viața lor și care acum vin și împărtășesc cu studenții ce au făcut, dar tot așa, nu ca un curs în care antreprenorul vorbește și studenții scriu, și mai degrabă dându-le studii de caz foarte adaptate, românești, exemple de aici, pe care le studiază, și după aia, în workshop, le discută uh, și extrag maximul de valoare pentru etapa în care sunt studenții respectiv, în domeniul respectiv, la momentul cupricin. Adică e un, e un format de învățare, iarăși de unde ne uităm noi, probabil, așa cum ar trebui să fie, de, de unde ne uităm din perspectiva sistemului de educație, completamente inovativ. diferit, absolut. Iarăși era remarcabil că sunt încurajați să aibă anumite niveluri de performanță în fiecare an. În primul an să un profit de, doi un de profit, profit de, de. În anul 4 abia era vorba de a-ți crea propria organizație cu parte din colegii pe care tu ți-i alegi. Și da, ei uh, își fac uh, companii încă din primul an, dar uh, sunt companii care sunt la început. Da? Ne așteptăm ca în anul 2, 3, 4, pe măsură ce ei avansează, ei studiază în fiecare an... Cam o lună jumate pe alt continent. Încep în anul 1 cu Amsterdam, după aia în anul 2 merg în Silicon Valley și în anul 3 într-o țară emergentă, pe Africa de Sud, China, o să vedem Brazilia dacă își revine până atunci așa încât să învețe să facă business și în culturi antreprenoriale diferite de cultura noastră, pentru că acest model educațional Team Academy are facultăți în mai multe țări din lume, deci ei practic sunt într-o rețea de studenți antreprenori împreună cu care ideea e să facă business-uri și ne așteptăm ca în anul 4 deja să aibă business-uri stabile care să producă și profiturile de care au nevoie, că la noi nu e, examen, nu e cu examene, ci cu targeturi de profit, Uh, dar să fi și învățat cum să facă aproape orice fel de business. Ce te seama, vreau să fie avut șansa de la vârsta asta S -a... S -a... eu aș vrea să mă scriu și acum, dacă... Și acum, <laughs> te insist, bă! <laughs> Sculpe domnul Alexandru... De ce <laughs> faci cu la aș vizire? <laughs> vreau și eu! Da, avem, Am avut mai multe cereri ale unor antreprenori care au început deja dar nu știu, poate în viitor o să ne gândim și la așa ceva însă pentru asta sunt hub-uri, sunt acceleratoare, sunt incubatoare sunt tot felul de entități care se ocupă de oamenii care au început deja un business, noi ne ocupăm de studenți noi ne ocupăm de absolvenții de liceu maxim anul 1-2 la o altă facultate care renunță și vin aici dar modelul educa, e un model educațional e cu uh, credite ECTS la nivel european, e o diplomă recunoscută la nivel european așa că e un pic altă mâncare de pește decât... Da, de chiar am avut șansa să fac timp coaching cu echipa de anul ăsta uh -huh. a, și a fost o experiență extraordinară. Deci, Miril, dacă este să-ți faci o idee, sunt tineri care aveau deja afaceri nu mai țin minte cifre, dar niște business cu cifre de afaceri impresionante deja și care erau înscriși în această grupă. Îți dai seama importanța împărtășirii Exact ce spuneați la început, între, între elevi a tuturor experiențelor. Da, avem, din fericire, avem de toate în grup, adică avem și studenți care n-au făcut un business, dar vor, și studenți care au început un business în liceu, așa, la nivel mai mic. Avem și studenți cu businessuri de familie care vor să dezvolte ceva separat avem și studenți cu businessurile lor destul de a, bunicele. Deci e o combinație care o să le permite să învețe din multe puncte de vedere. Este extraordinar procesul. Da. Acum, așa, pentru informația practică, cineva care e interesat să înscrie, cum face, cum ajunge la dumneavoastră, care sunt condițiile? Um, în principiu, pe site e primul punct de interacțiune. pe Care e adresat site-ului? antreprenor Acolo e un proces de aplicare ca la orice facultate de pe lume, după care cei care trec de procesul formal de aplicare intră într-un boot day, unde ați făcut și dumneavoastră, în care, timp de o zi, studenții care au aplicat până atunci primesc un, o provocare antreprenorială. Avem un antreprenor care le dă o temă. Am avut în, prima, în primul boot day, pe cei de la FruFru, Fru. Mâncare sănătoasă, -a. care au venit cu această temă pentru participanți. Frufru vrea să lanseze uh, o gamă de produse pentru segmentul 14-18 ani. Ce să lanseze, când să lanseze, cum să lanseze, ce prețuri, ce sortimente, ce strategie de marketing, și uh, elevii au avut o zi la dispoziție să se întoarcă cu niște prezentări pentru această problemă. S-au dus pe stradă, au făcut interviuri, au studiat pe internet, au lucrat împreună, timp în care noi am observat și uh, unii dintre noi au funcționat și ca timp ca pentru ei. Ca să vedem la sfârșit... Uh, rezultatul muncilor. Acum noi când noi observăm, observăm nu numai rezultatul, dar observăm cum colaborează, cum interacționează, cum contribuie, cum iau refuzurile, cum îi conving pe alții sau să lasă convinși. Tot felul de lucruri care sunt importante pentru lucruri în echipă. Și cei care trec de acest budei primesc o scrisoare de acceptare condiționată. Ea e condiționată de Depunerea unui depozit de 500 de euro ca să-și ocupe locul și să poată să participe la burse, de un test de engleză la nivel un test internațional de engleză pentru că la noi totul se desfășoară în engleză, toate cursurile, toate interacțiunile sunt în engleză a și să ia Bacu. Asta e a treia condiție, nu cu nota, greu. Nu cu nota anume, nu ne interesează nota, dar trebuie să ia Bacu. Și după aia practic sunt studenții noștri. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Domnule Consilier Alexandru, dumneavoastră aveți cumva face în sânge. Ați început de vreme, prin 92, creând una dintre primele companii de cercetare. Ce definește de fapt un, un antreprenor? Unii oameni preferă să se angajeze la o firmă, să lucreze 8 ore pe zi, să iau un salariu la sfârșitul lunii și să viseze la pensie. Alții fac pe dos, riscă, se apucă de afaceri, lucrează non-stop, nu se gândește la pensie, ci la ce să mai inventeze pe piață. Sunt antreprenorii. Ce face că unii oameni sunt așa, alții nu? Prin ce se definește un antreprenor? Uh, cred că se definește prin mai multe lucruri, însă unul care cred că e definitorul și pe care și noi îl căutăm la studenții noștri e un fel de curiozitate de asta resimțită intern ca o neliniște. Uh, ideea asta că undeva în afară mai e ceva ce încă nu e descoperit, nu e făcut, nu e... Uh, și asta, asta e ceva, e o energie internă care mână antreprenorii înainte. Ei cred că pot găsi soluții mai bune decât astea care sunt pentru probleme pe care uneori le vedem, alteori nu le vedem. mână în mână cu curiozitatea asta, cred că merge o ambiție foarte mare. Ideea asta de a te, de a te pune la bătaie cu tot ce ești și cu tot ce ai pentru ideea în care crezi, pentru misiunea pe care crezi. cu ai, chiar dacă misiunea asta nu, nu trebuie să fie neapărat sau dă, poate chiar nu e indicat la început să fie să schimbi lumea, nu despre asta e vorba, ci să schimbi lumea ta în care uh, poți să avea o influență. De aici încolo, dacă astea două, uh, cum să zic, criterii sunt satisfăcute, luându pe la de integritate ca fiind de la sine înțeles, adică să obții lucrurile astea fără să înșel lumea. Educația începe să joace. Adică, felul în care curiozitatea și ambiția asta produc rezultate, începe să conteze și, cum ziceam, poți să o iei de capul tău și să dureze destul de mult, să coste destul de mult, și să doare extraordinar de mult, sau poți să începi să te educi și atunci șansele să reușești mai repede ce ți-ai propus cresc. În, cum influențează activitatea de zi cu zi de business? Aveți o afacere de consultanță? cum ce aduce ea în activitatea de la Entrepreneurship Academy și ce aduce partea asta de la ea către activitatea noastră de business, de consultanță. Bănuiesc că există un, un share între ele. E un share mare, pe care îl învăț și eu pe măsură ce crește facultatea, dar eu fac consultanță de niște ani și deja am un fel în care lucrez cu clienții mei, în care uh, încerc să învăț ce știu și să învăț de la ei ce știu ei. Însă, felul în care eu învăț pentru clienții mei, a ajuns pe altă planetă în momentul în care am început să lucrez cu tinerii, cu oamenii și de 18 ani, pentru că de la ei învăț uh, și lucruri și într-un fel pe care nu mi le pot imagina, la care n am acces cu adulții exact. cu care lucrez în mod obișnuit. Și oric cât de deschiși la minte ne-ar plăcea nouă să credem că suntem, avem totuși limitele pe care le-am tot exersat atâția ani și care s-au dovedit a fi de succes. Oamenii ăștia tineri n-au limitele noastre și ei își pot pune probleme exact. în feluri care pentru mine uneori sunt năucitoare, dar sistematic constat că învăț enorm din ele, enorm. Și chiar și din felul lor de a coopera, pentru că ăștia mai mici au un fel de a coopera mult mai bun decât Adulții. avem noi. Uh, ori și asta pentru mine e o sursă de uh, continuă creștere și numele, numele firmei mi se pare interesant Wanted Transformation, e vreo istorie în spate sună extraordinar <laughs> e o istorie mică a noastră, a acționarilor uh, în ideea în care transformarea asta e un cuvânt destul de vehiculat acum când l-am început nu era așa vehiculat uh, dar puțină lume îl trăiește la adevărata lui valoare și noi când am zis One Transformation ne-am pus problema că noi vrem să lucrăm cu clienți care vor neapărat transformarea asta. Pentru că ea e un efort foarte mare și presupune să te scozi în zona de confort și să te Permanent. coste bani și să te coste nervi și uh, dacă nu vrei foarte tare, atunci intrăm într-un fel de, sta, de, de proces ăsta de în care toată lumea este nemulțumită și am vrut să ne ferim de asta. Noi avem clienți puțini, dar ăștia pe care avem vor foarte tare. Da, <laughs> Da, aici wanted-ul din spate. E, încă o coaching o chestie importantă apropo de putem face orice pentru client, atât din cât clientul nu-și dorește din suflet să schimbe ceva, e da, degeaba, da. putem dialoga până la infinit. E Mă și ce puțin la povestea asta cu puștanii. Tu <laughs> te simți puștan, deci vrei neapărat să-l convingi pe domnul Cosmin Alexandru până la sfârșitul să te în seria asta. A început deja, deci, e târziu. <laughs> La bază sunt ziarist, dacă da, nu bagă da, pe da, ușă, da. intru pe geam. Da. Uh, vreau să vă întreb, există vreo diferență majoră între generația tânără și cea mai vârstnică? Adică, nu știu, România are în spate o jumătate de secol de dictatură comunistă și un sfert de secol de tranziție cam tembele, trebuie să o recunoaștem. Cum credeți că va arăta România în următorul sfert de secol? Ce vor face tinerii români dintr-o țară pe care generația noastră le-a oferit o cam ferfeniță? Um. Din fericire pentru ei, cred că din ce în ce mai puțin își pun problema de o țară sau alta. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. aș întreba așa, dacă mâine dimineață vă sună domnul Claus Iohannis și vă spune așa că s-a plictisit data critic și vă cedează locul, ce ați face ca România să arate așa cum vă doriți dumneavoastră pentru cei trei copii pe care îi aveți? Nu mi-am pus problema. Da, suntem noi. Nu mi-am pus problema, dar uh, acum eu sunt uh, normal subiectiv că vin de aici. Însă mi se pare că ar merita să-mi dedic uh, cea mai mare parte a timpului subiectului educație. Adică dacă pasta o facem bine, uh, cred că putem face aproape orice altceva bine. Și reciproc e valabilă Dacă pasta continuăm să facem prost, aproape nimic altceva nu putem să facem bine lumea o să meargă în direcții despre care habar nu o avem. Dacă noi nu reușim să punem pe picioare un sistem de educație care să creeze oameni capabili să meargă în direcții diferite, pe care să nu le știe cu 20 de ani înainte, o să ne ratăm destul de tare talentele și, cum să zic, datele de plecare favorabile pe care le avem ca nație, că avem niște capabilități, niște calități, pe care însă nu reușim să le punem la lucru așa cum ar Putea și ar merita, în principal din cauza sistemului de educație. Noi, la facultate, ne-am introdus în curriculum un fir roșu menit, și, deci dedicăm timp, efort și bani ca să dezvățăm studenții de niște lucruri. Să-i dezvățăm de a lucra individual, să-i dezvățăm de a memora uh, ca niște roboți, să-i dezvățăm de a se uita la cei de luat pentru ei în loc să se uite la cei de parte și cu alții și așa mai departe. Deci avem niște puncte precise în curriculum în care avem un efort dedicat să-i dezvățăm de lucruri înainte să putem să învățăm alte lucruri. Ori noi facem practic ce face orice companie care ia absolvenți de facultate, petrece un timp important și resurse importante să-i dezvețe de lucruri. Asta nu prea e, adică poți să zici că produci ceva performant în felul ăsta. Adică dacă aș fi în locul lui Claus Iohannis, mi-aș pune problema. Știu că el are asta cu România educată, n-am văzut exact cum sau până acum cum s-a uh, întâmplat în practică, dar aici mi-aș dedicat toată energia. Dacă e ceva de lăsat după, mi se pare că educația e cel mai bun sau cel mai solid lucru pe care îl poți lăsa după tine. De la oamenii cu care ai lucrat, ce ați învățat mai bine? De la oamenii cu care am lucrat, care dintre ei? Ați lucrat în multe zone, consultanță, cercetare de piață, ați întâlnit și întâlniți frecvent oameni din zona de business, de la acești oameni cu care lucrați din zone, evident, destul de diverse. Ce ați învățat dumneavoastră? Pentru că noi învățăm ceva pe ei, ei ne învață ceva la rândul lor. Dumneavoastră, ce ați luat de la clienții dumneavoastră? Mi-e greu să zic așa generic, că iau de la fiecare proiecte foarte specifice. Însă, dacă e ceva ce iau sistematic și învăț sistematic, cumva nu reușesc să mă desprindă locul ăsta, e să-mi invalidez singur prejudecățile. Pentru că, iarăși, vin dintr-o educație și o cultură în care ești încurajat foarte tare să-ți creezi judecăți atât de puternice încât ele devin prejudecăți în viitor. Și fac lucrul ăsta frecvent, când mă întâlnesc cu clienți, când aud lucruri despre proiecte, despre probleme, am o fel de prejudecată despre uh, cum e acolo, cine-i de vină, ce au de făcut. Mă duc o parte la Da, și trebuie. Uh, mă ajută ca din ce în ce mai devreme să mă trezești și să stai puțin că nu-i despre ce cred eu și ce am mai văzut eu și ce aș face eu, ci despre a-l asculta într-un fel în care să poți să îl ajut să-și rezolve probleme pe care le are din perspectiva lui, din perspectiva celor de lângă el. E adevărat că eu folosesc, eu ne fiind coach, fiind consultant, folosesc de multe ori pălările astea împreună, adică pălăria sau tehnici de coaching, dar totuși și cu tehnici de consultanță, că în proiectele în care sunt totuși subiectul rezultatei foarte presant și foarte important, și atunci câteodată a povesti clienților mei despre ce am mai văzut până alte părți, și au mai făcut alții, cu, cum le-a ieșit altora sau nu le-a ieșit, îi ajută să-și calibreze eu știu, spațiul de manevră și de încercări, în așa fel încât să obțină rezultatele cât mai bune în timpul cât mai scurt. Da, asta, asta, asta încerc să învăț de fiecare dată de la clienții mei, să nu mai știu de înainte lucruri. Mi s-a părut cumva remarcabil că o spuneți foarte clar pe site-ul noastră, dintre lucrurile importante, pilon pe care lucrați, să spunem, sau direcții, unul era așa, alinia cu valorile clienților, doi era apropo de încredere, uh -huh. și trei era apropo de relaționare și comunicare. Uh -huh. În ce fel ați ajuns la concluzia că astea trei sunt cele mai importante direcții în orice fel de organizație? Bănuiesc! din experiență, nu am avut, nu am plecat la drum cu, eu când am condus, n-am condus, <laughs> n-am condus așa, uh, însă lucrând cu oamenii și cu companii destul de mari și văzând ce e mișcă și ce nu e mișcă, uh, am înțeles subiectul ăsta, că dacă astea trei nu există, aproape ca educația așa, aproape orice fel de targeturi de, de, vânzări, de dezvoltare, de marketing, nu, nu se pot pune în practică sau nu se pot pune în practică sustenabile, poate le pot pune în practică șase luni sau un an. Dar conducerea asta prin valori e ceva ce mă preocupă foarte mult pentru că am văzut diferențe, având clienți care au făcut asta și clienți care nu au făcut, am văzut diferențele fabuloase în rezultate. Subiectul încredere și relaționare mă preocupă pentru că cred că încrederea e ceva ce, apropo de diferențele între generații, e ceva ce puștanii, cum le ziceți, ăștia mai mici, au mai multă decât noi, sunt mult mai dispuși să aibă încredere, și sunt mult mai dispuși să greșească, ceea ce iarăși joacă foarte tare în subiectul încredere. Nu sunt așa de devastați ca noi când au dat-o de gard. Se pare că e un fapt de viață și că, ok, hai să o luăm de nou de la capăt și să reușim din nou, ceea ce e foarte sănătos pentru ei și pentru noi ca societate la un moment dat. Iar subiectul relaționare și comunicare, aici în continuare sunt probleme foarte mari, chiar și la ăștia mici, pentru simplu motiv că educația, așa cum ea făcută în clasă, are zero comunicare și zero relaționare. Elevul, când se ridică în picioare să și recite ce are de recitat, nu-l interesează absolut deloc părerea nimănui din de clasă despre chestia, nu vrea să relaționeze cu nimeni despre subiectul ăla, pur și simplu să-i reproducă profesorului ce i-a dictat profesorul ei, scape mai repede. să scape mai repede și cu asta basta. Ori ei ies din, din școală gata deformați, cum că acumularea de, din nou, argumente, informații, cifre, date, citate și așa mai departe, asta le conferă valoare și dacă fac chestia asta ar trebui să le cam iasă ce își propun. Realitatea nu e deloc așa și atunci cred că e nevoie de o preocupare foarte, foarte, din păcate, un pic tardivă pentru unii, dar foarte pronunțată ca oamenii să readucă relaționarea și comunicarea în locul lor central pentru succesul orice ai vreo, orice ți de Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Am avut, am avut, un invitat cetățean francez care e consultant în România de peste 20 de ani, nu mai știu exact Mirel Cristof. Christophe și l-am întrebat, exact, și l-am întrebat în emisiune, Mirel a adresat întrebarea, care sunt diferențele cele mai importante pe care le-ați realizat în 20 de ani între cultura vestică și cultura românească? La care răspunsul a fost extraordinar, în sensul că a spus, doamne, percepția despre imediat ca și răspuns de la un angajat în față de un cetățean... Hai să spunem, orice națiune da. vestică e complet diferită. Da. O, asta ce ați descoperit până acum? Eu acolo? o să vorbesc tot cu, prin prisma unui amic uh, american de data asta, cetățean român, de a crescut în America, întors aici și care a zis că uh, tot timpul când vin prieteni noi expați aici, ai avertizează asupra două răspunsuri pe care le primesc de la români. Unul e imediat. Serios? Da? Și al doilea e nicio problemă. <laughs> nicio problemă? Deci, când auzi asta de la un angajat... Fii foarte rău! E mai Da. Deci imediat și începul problemă. Mai adaug încă una. <laughs> așa e! Uite că nu am adus seama. O da. întrebare mai personală. V-ați simțit vreodată pierdut, așa, fără reper? Adică ați trăit momente din acelea în care vi s-a părut că viața dumneavoastră ar fi trebuit să aibă un alt curs? Ce faceți când vă îndoiți mai tare de ceea ce sunteți? Fac... Uh ceva ce am mai povestit cu un prieten uh, acum niște ani și uitasem, dar mi-a dus el la minte acum când ne-am întâlnit că i-am spus chestia asta. Uh, mă uit la, când am dubii, mă uit la oameni pe care îi consider mai sus ca mine. Mă uit la oameni pe care îi prețuiesc, pe care îi admir și încerc fie să mă întâlnesc cu ei, fie să citesc ce mai scrie, fie să văd ce mai spune, în așa fel încât să capăt acolo un pic de inspirație de asta de rebalansare, de reașezare în, ce, în ceea ce e cu adevărat important. Pentru că momentele astea sunt momente în care nu mai știi exact ce e important și ce nu e important și totul e așa o pâclă, fie că, nu știu, e de ordin depresiv sau de ordin de confuzie de carieră, personal, însă de obicei asta fac. Încerc să mă leg de la oameni care, despre care cred că au experiențe mai bune ca ale mele și istorii mai bune și, cum să gânduri mai bune din care eu m-aș putea inspira. O ultimă întrebare, ce sfat le-ați dat ascultătorilor noștri care se gândesc poate că într-o zi vor deschide o afacere? <laughs> Mi-aduc aminte, o să parafrazez, o, am citit intervi, recent un interviu cu Michael Caine uh, care zicea, le-ați dat vreun sfat actorilor tineri? Și a zis nu, absolut niciun sfat. Și uh, moderatorul a întrebat, da, de ce? Pentru că eu când am fost tânăr, singurul sfat pe care l-am primit de la toți actorii care m-au întâlnit a fost renunță. <laughs> renunță, nu o să-ți E prea greu, nu, n-are cum, n-are cum, renunț. E să nu, eu nu dau niciun sfat. Deci am primit și eu sfaturi de-astea cu renunță, dar nu, nu sunt, nu cred că sunt deloc în măsura să dau sfaturi, cred că depinde de capacitatea sau posibilitatea fiecăruia de a încerca foarte mult, pentru că un al treilea element definitoriu pentru antreprenori e această reziliență mă rog, e un cuvânt împrumutat, el nu există în limba română, dar capacitatea de a ieși din încercări mai bine decât a intrat. Pentru un antreprenor asta face diferența între succes și eșec până la urmă. Domnule Alexandru, vă mulțumim că ați fost alături de noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Cosmin Alexandru, un antreprenor de poveste. A crezut atât de mult în propria poveste încât i a devenit realitate. Mai mult despre el puteți afla pe site-ul Cosmin, repet, Cosmin Alexandru legat cu litere mici, punct, ro. Împreună cu Cristian Nicolae, vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.